Dacă din punct de vedere calendaristic ne aflăm în plină iarnă, vremea de afară nu pare să confirme acest lucru. Temperaturile nefirești pentru această perioadă continuă să se mențină în jurul valorilor de 5 grade. Sâmbătă la Giurgiu, vremea continuă să fie caldă pentru această perioadă anului, cu temperaturi ce se vor situa în jurul valorilor de 5, 6 și chiar 7 grade Celsius. Cerul este acoperit de nori și vântul suflă slab, iar după amiază, mercurul din termometre va atinge valoarea de 5 grade. Duminică își vor face apariția ceața, burnița și câțiva nori. Sunt șanse minime de ploaie pe alocuri în zona de câmpie, iar vântul aproape că nici nu se va simți. Temperaturile vor ajunge la 8 grade Celsius. Te bobotează nici vorbă de ger. Ziua începe cu minime care în bună parte a țării sunt mai mari decât maximele potrivite pentru această dată. Maximele sunt chiar și peste 10 grade. Cerul va fi temporar noros în mai toată țara și izolat va fi ceață. În zilele următoare, până la finalul primei decade a lunii ianuarie, vremea rămâne mult mai caldă decât ar fi normal. Ninsorile lipsesc în continuare, sunt posibile doar ploi slabe sau burnițe pe arii restrânse.